Tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile locale din 5 iunie ar putea să nu se încheie în termenul prevăzut de lege, mai exact pe 26 mai la ora 24. Prefectul județului Suceava, Constantin Harasim, a declarat că firma din județul Neamț, care a câștigat licitația, ar putea să nu finalizeze tipărirea celor peste 1,8 milioane de buletine de vot pentru că trebuie să onoreze o comandă similară pentru Prefectura Brașov. Constantin Harasim a numit o comisie la nivelul Prefecturii Suceava, care să țină legătura cu tipografia de la Neamț și să ia măsuri în cazul în care societatea comercială nu-și va onora contractul. Până acum, tipografia nu a tipărit nici măcar jumătate din buletinele de vot necesare pentru județul Suceava. Prefectul Constantin Harasim a declarat că ar exista posibilitatea ca tipografia să-și caute un subcontractor, dacă nu reușește să tipărească buletinele în timp util. Pe de altă parte, prefectul crede că sunt slabe șanse de subcontractare a serviciului în condițiile în care tipografia de la Neamț a câștigat licitația cu un preț de 98 de bani pe 100 de pagini A4 tipărite, iar celelalte oferte au fost de 1,67 și respectiv 2,69 de lei.